Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Vă salut, prieteni, vă salut, pariori. Astăzi la episodul cu numărul 153. Felicitări în primul rând celor care v-ați rotunjit bugetele după acest weekend. Cei care nu ați reușit să câștigați, nu cred că trebuie să vă panicați, pentru că și în această săptămână avem parte de câteva meciuri interesante și apoi va veni din nou weekendul peste noi. Important este să nu jucați niciodată la recuperare. Cred că totuși cine a fost atent în această perioadă, casele pariuri ne-au oferit unele cote pe care trebuia să le speculăm. Multe recomandări câștigătoare oferite în ediția de vineri la Faș Pariu și au mai fost și ceva bilete pe care vi le-am propus și care ne puteau aduce bani frumoși. Repet, foarte, foarte important, cred că era să fim atenți. Au fost și unele rezultate care ne-au dezavantajat, era normal. Ce m-a deranjat cel mai tare dintre toate scorurile înregistrate în acest weekend a fost egalul, acea remiză albă dintre Austria-Viena și Admira, pe care nu prea am înțeles-o. În rest, eu unul a fost mulțumit de cum au funcționat lucrurile și mi-aș dori ca în fiecare weekend să fie așa. De ce spun asta? Pentru că sâmbătă am avut cota 3 câștigătoare, iar cota 3 a început să fie tot mai jucată de cei care mă urmăresc, pentru că avem rezultate bune în general la biletele în cota 3. Sâmbătă ne-am bucurat de o triplă câștigătoare, Leicester cu West Ham peste 1,5 cornere, West Brom cu Tottenham, cât de bine am evitat aici surpriza, Tottenham nici măcar nu a marcat la West Brom, am jucat peste 1,5 cornere, iar la Watford cu Newcastle 1 x cota 1,38. Trei meciuri din Anglia, spun eu, foarte bine alese, trei meciuri care ne-au înverzit biletul în cota 3. A fost oarecum o bilă albă, asta pentru că sâmbătă am pierdut cota 2, știm prea bine, pe Austria-Viena cu Admira. Apoi, însă, a venit ziua de duminică cu a doua cota 3 consecutiv câștigătoare. Am jucat la Standard Liège cu Genk 1x cota 1,36. Din punctul meu de vedere, pentru prima oară după mult timp s-au mai păcălit și casele de pariuri. Nu am înțeles de ce la 1x a dat cota 1,36. Era de așteptat ca Standard Liège să se impună pe teren propriu. Echipa lui Ricardo Sapinto a spulberat-o pe Genk, cred că 5-0 s-a terminat. Și acest meci cred că era de speculat. Apoi la Heerenveen cu Feyenoord era normal să vedem un meci cu goluri peste 2,5 goluri, generoase casele pariuri, cota 1,54. La Lazio cu Atalanta am jucat minim 2 goluri, la fel ca și la Thun cu Grasshoppers. Și pentru a doua oară consecutiv am reușit să ne triplăm investiția atât sâmbătă cât și duminică. Doar că duminică a fost o adevărată nebunie încă de la amiază, în momentul în care Hertz a marcat în poarta celor de la Celtic și aici casele pariuri cred că au fost puțin în ceață și nu am înțeles de ce Hertz a primit cotă de 2,15 la gol marcat în poarta lui Celtic pe teren propriu, o cotă care a crescut undeva de la 1,89 până la 2,15 și credeți-mă, eu mă duceam către media și să comentez gazul cu Dinamo și eram într-o zonă fără prea mult semnal pentru internet și în momentul în care Hertz a marcat, cred că am primit cel puțin 20 de mesaje în aceea secundă cu gol, 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 gol. A fost o cotă jucată de foarte mulți oameni, cred că un meci pe care l-am anticipat excelent, iar o cotă de 2,15 care nu cred că trebuia să lipsească de pe biletele voastre. Am mai redus puțin din handicap la cota 2 pe luna mai, avem 2 câștigate și 3 pierdute, la cota 3 avem 2 câștigate și 2 pierdute. Însă, cea mai mare bucurie din acest weekend, bineînțeles, a venit în urma unui bilet în cotă 13,8 pe care l-am jucat la Faș Pariu și mi-a îmbunătățit și mie bugetul, pentru că și eu l-am jucat și cred că a fost multiplicat în multe exemplare în țară, pentru că a fost oferit la Faș Pariu. Și un bilet în cotă de 13,80, am jucat la Hearts cu Celtic, gazdele marchează, Standard Liège cu Genk 1x, Rangers cu Kilmarnock peste 9,5 cornere, Lazio Atalanta peste 1,5 cornere, Cambuur cu Dordrecht peste 2,5 goluri și Heerenveen cu Feyenoord peste 2,5 goluri. De ce am fost foarte fericit? Pentru că, să știți, oamenii chiar se uită la Faș Pariu, atât la TV cât și în mediul online și mă uitam într-o zi peste audiență, undeva la 40.000 de pariori care s-au uitat la Faș Pariu. Din 40.000 de oameni, sunt convins că cel puțin, hai să-i spunem așa cu modestie, 500, cred că au ales să joace acest bilet în cotă de 13,80 și mă bucur tare mult că am reușit să bifăm o astfel de cotă pentru că aveam nevoie.
Cam asta a fost în această perioadă, dar știți cum e, mereu în pariuri contează prezentul și mai ales viitorul și sper ca marți, miercuri și joi să ne bucurăm împreună de noi câștiguri. Dați-mi voi acum să vă prezint câteva bilete pe care le-am primit de la voi și, sincere, încă o dată felicitări pentru că alegeți toți mai mulți dintre voi să vă postați biletele pe contul meu personal de Facebook înainte ca meciurile să se joace. Dacă încă nu ați cu cunoștință cu Facebook-ul meu, vă invit să intrați acolo și să vedeți în fiecare zi în comentarii se adună peste 100 de bilete postate de pariori din întreaga țară și multe dintre ele sunt excelent de bine alese. Un urmăritor de-a meu chiar acum a bifat nu de mult 10 cote, 2 consecutive, 8 dintre ele au fost postate pe contul meu personal. Puteți alege și de la mine, dar și din ce joacă alți pariori. De exemplu, uite, Banu Ciprian, el bifează o cotă de 1337. Oare câți dintre noi am fi avut inspirația să jucăm așa ceva? Eu, sincer, unul nu aș fi încercat. Miza este în stilul lui Banu Ciprian. A jucat 50 de bani. Probabil 50 de bani lui Banu îi poartă noroc. A câștigat 668 de lei, dar meciurile alese sunt de domeniul fantasticului. De ce spun asta? Pentru că la Başakşehir Sivaspor joacă X Solis cotă de 4,95. Hai să zici că acolo e surpriza, a jucat-o din întâmplare. Dar a jucat și la Amiens cu PSG, tot X Solis, cotă de 5,76. Și a mai jucat și la Umbraga cu Boavista, X Solis la o cotă de 5,35. Deci el a adunat 3 mega surprize pe același bilet. Nu mai pune la socoteală că a jucat și la Viitorul Constanța cu Astra Giurgiu X la o cotă de 3,45. Totul din 6 evenimente se face o cotă de 1337. Mie mi se pare ceva foarte tare. Și nu e pentru prima dată când Ciprian reușește acest lucru. Cipriane, dacă ne urmărești, poate de acum, ținând cont că ai un buget la dispoziție destul de mare, poate ai încercat să joci 2-3 lei. Gândește-te la o cotă de 1337 de lei, un bilet în 3 lei, ce câștig îți aducea. Poate că ar trebui de acum să mai crești puțin miza, însă tu îți cunoști foarte bine strategia. Oricum, felicitări jos pălăria pentru acest bilet. Mergem mai departe, îl avem pe Filimon Gogo aici, care bifează o cotă de 250 un pic, câștigă 255 de euro pe o cotă de 127, joacă 2 euro, un bilet excelent ales. Excelent ales pentru că, iată, și cotele variază, nu s-a temut să joace o cotă de 2,30 lângă o cotă de 1,45, de exemplu, sau lângă o cotă de 1,32. Eu cred că este un bilet foarte bine analizat, un bilet care i-a adus un câștig foarte bun în condițiile în care miza a fost doar de 2 euro pentru un câștig de 255 de euro. Felicitări, Gogule, mult succes în continuare și te așteptăm să postezi astfel de bilete, pentru că poate eu n-aș fi copiat toate meciurile de aici, dar poate 2-3 le-aș fi luat, cine știe. Mergem mai departe, vreau să vă prezint acest bilet ca să vedeți cum se pierde la pariuri în zilele negre. E unul dintre biletele pierdute total nedrept. Poate mai puțin contează suma jucată sau câștigul, dar pentru un om care joacă 10 lei și ar fi câștigat 91 de lei, cred că acei bani contează, da? Și orice bănuț câștigat la pariuri contează, să fim serioși. Dar să pierzi la Metz cu Angers, a jucat omul 1x. A fost 1-0 pentru Metz, iar Angers îi marchează în minutul 90 plus 2 și în minutul 90 plus 3. Adică, băi, nu înțeleg cum fotbalul ăsta poate fi atât de pervers uneori și acest joc poate fi atât de pervers. Adică, ok, îți egalează în minutul 90 plus 2, pe el îl ajuta egalul, dar îi mai marchează încă o dată Angers în minutul 93. Și eu sunt convins că foarte mulți oameni probabil au încercat 1x. Nu cred că a fost singurul bilet pierzător pe 1x la acest meci. Îmi pare foarte rău, Edi, dar eu sper să poți câștiga în viitorul apropiat. Apoi Ionuț Iacob și el prinde un bilet excelent, o nouă cotă de 129, prieteni. Sunt 11 evenimente, deși eu spun mereu că orice eveniment jucat în plus pe bilet scade șansele de reușită al respectivului bilet. Iată că în continuare sunt pariori care reușesc câte 11 evenimente se prindă și totuși, iată, la Atletico Madrid de Spaniol sub 2,5 goluri, cotă 1,67. Gaz Metan, Mediaș, Dinamo, ambele marchează. La Barcelona cu Real Madrid X2 cotă 2,30. La Standard Liège cu Genk 1X. Achișar cu Galatasaray 2 Solis. Evenimente excelent alese. Excelent alese. Noi mai dăm vina și noi pe ghinion, e normal, ne mai frustrăm, ne mai enervăm. Dar cred că și alegerile noastre de multe ori
poate să facă diferența, pentru că, iată, atunci când alegi bine, și rezultatele uneori mai țin cu tine. Felicitări, Ionuț, pentru această cotă de 129 bifată. Mergem mai departe. Cătă Viorel joacă tare, joacă cu tupeu, joacă cu curaj. Eu, cum am spus, cred că nouă ne mai lipsește și tupeul uneori la pariuri. 1000 de lei, câștig 2633. Eu, fără să supăr pe Cătă Viorel, dar mi-aș pune și o părere în legătură cu acest bilet, pentru că mie mi se pare puțin riscant, totuși. De ce? Să joci 4 evenimente în gol marcat în primă repriză. Totuși ai nevoie de un gol în 4 meciuri marcat în 45 de minute. Dacă ai într-un meci un 0-0 prin minutul 30, deja șansele scad considerabil. Dar să joci 4 meciuri cu gol marcat până în pauză. E ok, bine că biletul a fost câștigător. Poate că după război n-ar mai trebui să discutăm prea mult, însă, repet, dacă e pe mine să mă alege să joc 1000 de lei, probabil nu aș încerca să joc așa. Însă, felicitări, Viorele, mult succes în continuare. Mergem mai departe, vreau să vă mai arăt un bilet. De exemplu, pe majerul Ruben l-a ajutat șansa, pentru că el joacă Heart Celtic, pontul recomandat de mine. Gazdele marchează, cote de 2.10 și iată, mai adaugă la Ural cu Amcar, ambele marchează și peste 2.5 goluri, nu, cotă de 1.30, iar Big Five V îi ratează penalti la 0-2. S-ar fi făcut 1-2 și biletul ar fi fost pierdut. Iată, la 0-1 s-a ratat penaltiul, iată că uneori șansa face diferența. Dar eu aș sfătui, dacă tot jucați o cotă de acest gen, de 2.10 pe o miză destul de mare, 200 de lei, n-are rost, cred că, să mai pui și o cotă de 1.30 lângă. Și, în fine, Marius Butu, noi am încercat să dăm de el, să vedem cum joacă în general la pariuri, pentru că am văzut două bilete foarte tari jucate de el pe Unibet. Poate, dacă ne urmărește, mă va contacta pe Facebook și apoi să discutăm într-un episod, pentru că mi se pare că joacă foarte tare, dar joacă și foarte bine în același timp. Cu tupeu a investit 2000 de lei pe primul bilet, a câștigat 10.000 de lei. Și iată ce joacă. Joacă pe cornere la Juventus, joacă pe cartonașe galbene la Chievo, joacă pe cornere în derbiul dintre Sporting Lisabona și Benfica și joacă pe goluri la Copenhaga Bromby. Excelente alese aceste variante. Iar dincolo joacă pe cornere la Sevilla cu Real Sociedad, pe cornere la Villarreal Valencia, pe cornere la Barça cu Real Madrid și pe cornere la Bruș cu Anderlecht, meciuri cu miză în care el a pariat pe cornere. A investit în total 4.300 de lei și a câștigat undeva aproape de 20.000 de lei. Atenție, Marius, probabil acum adrenalina plusează foarte tare și crezi că mai poți câștiga pe viitor și eu am pățit asta de multe ori. Poate că ar trebui acum să ai grijă la mizele jucate. Și, în fine, Marius Valentin, un alt bilet care mi-a plăcut foarte mult, prinde o cotă de 12, investește 50 de lei. Așa jucam eu acum vreo 2-3 ani sau 3-4 ani, cam așa jucam, între timp mi-am mai schimbat și eu stilul, însă excelent. Napoli-Torino peste 2.5 goluri, Marseille-Nice peste 2.5 goluri, Coltrai cu Zulte-Vareghem, ambele marchează, Bilbao-Betis 1x, Brian Wanderers cu Derry City 3+, și Hand cu Charleroi 1-3 goluri, un câștig de 647 de lei. Totuși, aș vrea să vă mai prezint un alt bilet. Serghei Lazariuc prinde și el o cotă foarte, foarte bună, pentru că investește 2 lire și câștigă 196 de lire. Atenție la Barça cu Real Madrid, joacă X solist la Chelsea cu Liverpool, joacă pe Chelsea, Arsenal cu Burnley, joacă pe Arsenal. Iată că și soliștii îți mai pot aduce câștiguri. La Gazmeta Mediaș cu Dinamo a jucat Dinamo 2 solist, un câștig de 196 de lire după doar 2 lire investite și Popescu, Alex pe el, îl rupe Chelsea-Liverpool, foarte furios, a jucat ambele marchează acolo, știm prea bine, pe Stamford s-a terminat 1-0, dar atenție, a jucat 50 de lire, ar fi câștigat 1721 de lire. Iată, joacă la Can cu Monaco, victorie Monaco, cotă de 2.15, joacă X2 la Real cu la Barça cu Real, cotă 1.95. Foarte bun biletul, foarte bun, însă îl trădează o cotă de 1.53 la un câștig de 1.721 de lire. Acestea au fost biletele, dacă vreți să vi le vedeți și pe ale dumneavoastră,
vă invit să le lăsați la mine în comentarii. Două promoții de la Unibet, prieteni, de acolo de unde eu îmi iau cotele de fiecare dată pentru aceste episoade. Iar prima promoție foarte tare. Prima promoție foarte tare, o să fac și eu parte din ea, bineînțeles. Se numește Câștigă bani de pariuri pentru tot restul anului. Plasați pariuri pe campionatele eligibile într-o anumită perioadă, între 7 și 27 mai. Apoi veți acumula puncte care vor conta pentru un clasament, da? Se vor acorda premii săptămânale și premii finale. Și acum dați-mi voie să vă citesc câteva dintre premii. De exemplu, premii la turneul final, locul întâi, 2500 de ron cash pe lună până la finalul anului, pentru lunile iunie, iulie, august, septembrie, da, octombrie, noiembrie, decembrie. Apoi locul 2, un iPhone X. Locul 3, un iPad Pro 10, așa, nu mă prea pricep eu foarte bine la așa ceva. Locurile 4 și 6, un TV Samsung și locurile 7 și 10, un Sony PlayStation 4. Așadar, premii foarte, foarte atractive pentru turneul final. Iar la premiile săptămânale, alte premii care ne fac cu ochiul. Locul 1, un Apple iPhone X. Locul 2, 500 de ron bonus. Locul 3, 300 de ron bonus. Locurile 4, 6, 200 de ron bonus. Deci dacă jucați pe campionatele eligibile între perioada despre care v-am vorbit puțin mai devreme, ar fi păcat să nu faceți parte din această promoție. Competițiile eligibile, cred că le știți, la Liga, Premier League, Bundesliga, oricum, toate le găsiți acolo pe Unibet. Multă baftă și să vedem care dintre noi se va clasa mai sus în acest clasament. Și a doua promoție, câștigă pariuri gratuite pentru Cupa Mondială. Vine campionatul mondial în curând, vom vedea și noi ce proiecte vom dezvolta pentru Cupa Mondială și cum vom încerca să vă ajutăm. Optați pentru promoții, plasați între 4 și 6 mai, 5 pariuri primești cu o miză minimă de 30 de lei, pe cote de 1,40 primești, veți câștiga un voucher de creștere a profitului cu 10% și un pariu de 10 lei. Pentru o miză de 60 de lei veți primi un voucher de creștere a profitului cu 20% și pentru o miză de 120 de lei un voucher de 30% și un pariu gratuit de 60 de lei. Nu uitați, pe Unibet puteți să vedeți foarte multe meciuri dacă aveți cont pe respectiva platformă. Bun, cotele de 2 și 3 pentru perioada următoare, o să începem în forță cu cota 2 de marți, un meci pe care îl voi comenta mâine seară pe Look TV. Aberdeen cu Rangers, prieteni, un derby al campionatului Scoției, l-am jucat single în peste 2,5 cote de 1,90. Am comentat-o de câteva ori pe Glasgow în acest sezon, nu o cunosc foarte bine pe Aberdeen, însă e un campionat în care de multe ori se joacă urât, doar ca palgorurile. Dar poți să ai și un meci în care să ți se marcheze 3 goluri în 20 de minute. Cam așa se joacă în Scoția. Rangers și-a schimbat antrenorul, a venit Stevie G. Aberdeen, o echipă care rămâne totuși o forță pe teren propriu. Rangers cu unele probleme în defensivă. Eu cred că în mod normal ar trebui să vedem ambele echipe marcând. Și de ce nu un 2-1, 2-2, ceva de genul ăsta. Aberdeen Rangers peste 2,5 goluri la o cotă de 1,90, cota 2 single de marți. Cota 3 de marți, la fel de sincer vă spun, am vrut să joc Swansea cu Southampton, ambele marchează cota 1.91 la cota 2, dar am ales Aberdeen cu Rangers. Am mutat Swansea cu Southampton la cota 3, ambele marchează cota 1.91 și am jucat Leuven cu Cortrijk, ambele marchează cota 1.57. Încă două etape în Premier League, atenție, cred că Swansea în ultima etapă va juca pe teren propriu cu Stoke, în timp ce Southampton cred că primește vizita lui Manchester City, sau invers, însă oricum, lupta încă nu este gata și e foarte probabil ca ambele echipe să marcheze în Swansea cu Southampton. E foarte important ca să se deschidă scorul cât mai repede, spun eu. Cota 2 de miercuri, am găsit din nou o cotă pe care nu am înțeles-o acum la casele pariuri. Poate va mai scădea, dar eu n-am cum să nu joc într-un bilet în cota 2. Atenție, Botoșan-Craiova, gazdele marchează în returul din semifinalele cupei, cota de 1.56, ok, poate calificarea e jucată. Nici Craiova nu cred că se va betona cu toate liniile în poartă, pentru că Botoșan trebuie să marcheze de 4 ori. Eu cred că vom vedea un retur frumos, cu reușite. Și atenție, deci moldovenii să marcheze o cotă de 1.56. Am jucat acest pont. Iar la Leicester cu Arsenal, gazdele marchează cotă 1.28. Acesta este biletul în cotă 2 pe miercuri. Cota 3 de miercuri, simplă din punctul meu de vedere. Leicester cu Arsenal peste 2,5 goluri, cotă 1.58.
cred că putem să încercăm și ambele marchează și peste 2,5. Sevilla cu Real Madrid peste 2,5 goluri, cotă 1,48 și Tottenham Newcastle. Iată cum Tottenham și Liverpool și-au îngreunat situația pentru Big Four. Chelsea vine tare în spate, dar probabil Tottenham nu poate rata victoria cu Newcastle pe teren propriu, cotă 1,20. Cota 2 de joi probabil o să vă placă, alesă dintr-un singur meci. Se joacă, atenție, la amiază, undeva pe la 15:30. Anderlecht cu Standard Liege, după victoria lui Anderlecht de la Bruges, lupta la titlu s-a relansat în Belgia, orice se poate întâmpla, dar eu cred că vom vedea un derby cu multe goluri la Bruxelles între Anderlecht și Standard Liege. Nu văd cum Standard ar putea scăpa fără gol în casa, nu văd cum Anderlecht ar putea scăpa fără gol primit. Cunosc destul de bine campionatul Belgiei, în mod normal ar trebui să vedem minim 3 goluri aici, o cotă de 1,91. Cota 3 pe joi, prieteni, formată din 3 evenimente, un nou bilet care îmi place foarte mult, Basel Young Boys, de ce să nu fie spectacol, peste 2,5 goluri, cotă 1,67 ne dă Unibetul, Charleroi cu Club Bruges, X2, cotă 1,34, totuși nu cred că Bruges, chiar dacă echipa lui Ivan Leko traversează o perioadă total nefastă, nu văd cum ar putea să piardă și la Charleroi, X2, cotă 1,34 și iar Genk cu Hand, 1X pentru o cotă de 1,30. Nu m-am putut abține, am mai încercat o variantă de bilet în cotă 7,55 doar pe goluri. Botoșan-Craiova peste 1,5 goluri, cotă 1,50, la minim 2 goluri în Botoșan-Craiova. Leicester-Arsenal peste 2,5, Basel-Young Boys peste 2,5 și Anderlecht cu Standard Liege peste 2,5 goluri, cotă de 7,55. Așadar, 7 bilete, prieteni, pentru zilele care urmează. Astăzi e luni, ne vedem diseară la Faș Pariu de la ora 23, am pregătit foarte multe lucruri interesante. N-aveți voie să ratați întâlnirea de la Faș Pariu ora 23 pe Luc TV. Până atunci, toate cele bune și nu uitați, pariați responsabil! Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători.